Cântărețul Cerebel, care a făcut parte din trupa Simplu, a suferit un accident rutier în timp ce se deplasa cu motocicleta pe raza orașului Hateg. Potrivit polițiștilor, acesta ar fi depășit neregulamentar o coloană de mașini pe linie continuă, intrând în coliziune frontală cu o auto utilitară. În urma impactului, Cerebel a fost rănit și transportat la spital. La data de 6 august 2023, ora 13:19, un bărbat în vârstă de 45 de ani din orașul Pantelimon, județul Ilfov, în timp ce se deplasa cu o motocicletă pe strada Horea din orașul Hateg, având direcția de mers Caransebeș spre Hateg, la intersecția cu strada Dr. Victor Babeș, s-ar fi angajat în depășirea neregulamentară a unei coloane de mașini aflate în așteptare, încălcând marcajul longitudinal continuu, intrând în coliziune cu o auto-utilitară condusă de către un bărbat în vârstă de 46 de ani din municipiul Caransebeș, județul Caraș-Severin, care se deplasa în fața sa și care a efectuat manevra virajului la stânga pentru a pătrunde pe strada Victor Babeș. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea conducătorului motocicletei, care a fost preluat și transportat de către un echipaj medical la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.